În căminul cultural al Comunei Roseți a avut loc ședința de învestire a noului Consiliu Local. Astfel, cei 13 consilieri locali validați au depus jurământul alături de primarul ales pentru al șaselea mandat în fruntea Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu. Soluționarea celei a fost ca obiect validare mandat primar al Comunei Roseți, județul Călăraș, adoptând deputatul Nicolae, candidat la Partidul Social Democrat, ca urmare a rezultatului obținut alegerile locale din data de 27.09.2020. Procedura de validare desfășoară în Camera de Consiliu, fără cercetare, conform actul 149 al 1 din codul administrativ. S-a făcut referat o cauză de către grătierul de ședință, după care instanța constată cauza în stare de judecată și o reține spre soluționare. În numele legii dispune, validează alegerea domnului Râșnoveanu Nicolae, candidat din partea Partidului Social Democrat, în funcția de primar al Comunei Roseți, județul Călăraș, declarat ales în urma alegerilor din data de 27 septembrie 2020, în circumscripția electorală numărul 41, Comuna Roseți, județul Călăraș. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului și secretarului general al Comunei Roseți, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul OAT al Comunei Roseți, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu apel, care se depune la judecătoria Călăraș în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică a prezentei executorie, pronunțată în impunerea soluției la dispoziția părților de judecătorie al instanței, astăzi, 14 octombrie 2020. Invităm pe domnul Reșoveanu să depună jurământul. Subsemnatul Râșnoveanu Nicolae, primarul Comunei Roseți, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea corpului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Roseți. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Permiteți, domnule primar, să vă mulțumesc cu semnul de domnul. Felicitări, mulțumesc! Nu pot decât să cred că sunt în asentimentul dumneavoastră. Să mulțumesc tuturor celor care s-au prezentat la vot în 27 septembrie și au votat indiferent cu cine au votat. Suntem puși în funcții pentru a sluji interesul lor și al cetățenilor. În ceea ce mă privește, sunt hotărât să respect votul și cred că și dumneavoastră, din moment ce ați depus jurământul, să faceți totul pentru a lăsa deoparte orgolii sau lupte partidice, astfel încât împreună, ca o echipă, să putem duce la îndeplinire toate proiectele pe care le avem pentru comuna noastră. Azi am depus jurământul pentru investirea mea în funcție de primar al Comunii Roseți, doresc să vă mulțumesc pentru încrederea acordată prin votul dumneavoastră. Vă promit că nu vă voi dezamăgi. Mulțumesc domnului Vasile Iliuță pentru suport, pentru sprijinul acordat, pentru toate eforturile depuse și pentru construirea unei administrații funcționale și performante alături de care voi putea duce mai departe proiectele care ne-au făcut să ieșim în evidență. Mulțumesc echipei mele, care au fost implicate și alături de care vom continua să muncim zi de zi în următorii ani pentru localitate. Doresc să transmit respectul meu pentru întreaga clasă politică și îmi manifest dorința că împreună vom conlucra pentru binele rosețenilor și pentru ducerea la îndeplinire a proiectelor demarate. Voi fi un primar pentru toți locuitorii cu dorința de a face lucruri bune, indiferent de ce direcție vine. Avem în față o muncă destul de grea pe care, cu siguranță, o vom duce la bun sfârșit. Cu bună înțelegere și respectul reciproc ce ne caracterizează pentru a continua strategia de dezvoltare a localității, bazându-ne pe programul prezentat în campania electorală. Tot ce vom face în următorii 4 ani au ca scop creșterea calității vieții locuitorilor Comunei Roseți. Avem multe de făcut, avem de crescut generații de valoare. Nu avem timp de pierdut, vom reuși numai și numai împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Și acum vă rugați în pe vechi, pentru că e normal să fie așa. Avem un biloc nostru pe domnul părinte Gheorghe Șerban, care aș dori în tot sufletul să să rezumă o slujbă ca munca noastră să desfășoare așa cum ar trebui, în folosul cetățeanului și în folosul lui Dumnezeu.